programarea în sine nu s-a schimbat atât de mult în ultimii ani. Ce s-a schimbat în ultimii ani sunt tool-urile pe care programatorii le folosesc. Toată lumea își dorește ca timpul de dezvoltare și, mai exact, clienții își doresc ca timpul de dezvoltare să fie cât mai rapid, cât mai bun și cât mai ușor. Iar față de developerul tradițional, acum vine o nouă generație de oameni care o să lucreze, care vor lucra în IT, și acesta este locul de inginerul. Locul de inginerul cu ce vine nou și smart, vine cu tool-urile deja, cu cele mai bune tool-uri pentru problemele deja existente. Nu, low-code-ul încearcă de fapt să rezolve este să nu mai trebuiască să programezi pentru 3 proiecte diferite părțile comune de 3 ori. Vine cu componente pregătite care să rezolve deja problemele cele mai comune și te lasă pe tine ca low-code inginier să rezolvi de fapt problemele care le contează, problemele clienților. Asta, în experiența noastră, am observat că și clienții rezonează foarte bine cu acest sentiment în care tu o să vii cu tool-urile corecte să rezolvi problema, o să rezolvi problema mai repede și o să-i câștigi lui și timp și bani și timp. Și credeți-mă că în unele situații și banii sunt importanți, dar un client care are mai mult timp să se ocupe de business-ul lui și să se ocupe mai puțin de soluțiile software este un client foarte, foarte, foarte fericit.